Bună ziua și bun venit la ședința Consiliului Local. Având în vedere prezența consilierului, se constată că Consiliul Local este întrunit. Astfel, declar ședința publică a Consiliului Local. Astăzi, data 11.02.2022. Pentru început, să punem la vot procesul verbal. N-am niciun proces verbal. N-am vot, nu? Nu. Nu-i spune cine e prezent. Zici cine e prezent și cine e lipsit. Adică cine lipsește. Motivat, nemotivat. Lipsesc două persoane. Lipsesc două persoane învoite. Miron Costel și Grigore Vlad. Am văzut acele lucruri. Îi dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi. Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă prezint dispoziția numărul 47 din 10.02.2022 privind convocarea de data a ședinței Consiliului Local al Comunei Bârsănești, județul Bacău, în data de 11 februarie 2022, orele 13 la sediul primăriei Comunei Bârsănești, având următorul proiect al ordinii de zi. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare la data de 31 decembrie 2021. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești pentru anul 2022. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de achiziții publice al Comunei Bârsănești pentru anul 2022. Articolul 2. Prevederile prezente dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de către Secretarul General al Comunei și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare. Să punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trecem la punctul numărul 1. Eu o să vă dau citire la raportul privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.12.2021. Exercițiul bugetar se încheie la data de 31.12.2021. La partea de venituri în sumă de 9.944.188,04 lei, iar la partea de cheltuieli 8.564.061,20 lei, cu un excedent în sumă de 1.380.126,84 de lei. Total excedent bugetar la fine anului 2021 este de 6.228.833,95 de lei. Atașez raportul de execuție bugetară conform Ministerul Finanțelor Publice. Ca urmare celor prezentate, se pun preaprobare contul de execuție al bugetului local pe anul 2021. Și proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare la 31.12.2021 a Comunei Bârsănești. Primarul Comunei Bârsănești propune. Se aprobă contul de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești la data de 31.12.2021, conform anexei 1, parte integrată în prezenta hotărâre. Articolul 2. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei prin compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului și va fi comunicată primarului, Consiliului Local, Consiliului Județean Bacău, Administrației Județene a Finanțelor Publice Bacău, Trezorerie Onești, Prefectului Județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică prin grijă la Secretarul General al Comunei conform dispozițiilor legale. Mulțumesc. Discuții la punctul numărul 1. Da. Trecem la punctul numărul 2. Se supune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Da. Îi dăm cuvântul domnului primar să prezinte punctul numărul 2 al ordinii de zi.
Eu îți dau citire la nota de fundamentare a bugetului local de primul și cheltuire al Comunei Bistănești pentru anul 2022. Veniturile provenzate pentru anul 2022 provin din venituri proprii care se vor încasa în funcție de termenele de plată, respectiv 31.03.2022 și 30.09.2022, iar cheltuielile estimate pentru anul 2022 vor fi efectuate în funcție de veniturile realizate. Vă aduce în acroșință că, în conformitate cu articolul 4 din legea 273/2026, cu modificări și completări viitoare, sumele aprobate la partea de cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite prin angajare, lichidare, ordonanțare și plată. Vom spune spre aprobare lista obiectivelor de investiție propuse pe lista anul 2022. Așa. Și vă să dau raportul citire la raportul de sprijin privind repartizarea sumelor de buget, din buget pentru activitatea culturilor, activități sportive, culturale ale Bătăiei Bârsănești. Având în vedere susținerea aferentă la anii trecuți de către Consiliul Local Bârsănești din bugetul local pentru activitatea culturilor, activităților sportive și culturale, propunerea de susținere pentru anul acesta pe categorii este în următoarea formă. Pentru culte, pentru Biserica Ortodoxă din satul Albel, 5.000 de lei. Pentru Biserica Evanghelistă Albele, 5.000 de lei. Pentru Biserica Sfântul Gheorghe Bârsănești, 10.000 de lei. Pentru Biserica Sfântul Ilie Clodosu, 20.000 de lei. Pentru Biserica Sfânta Treimii din Caraclo, 10.000 de lei. Pentru Biserica Sfântul Împărați Constantin și Elena din Guravei, 20.000 de lei. Pentru Mănăstirea Nașterii Maicii Domnului Caraclo, 30.000 de lei. Pentru Sport, ASE Voința Brătești, 10.000 de lei. Pentru ASE Bârsănești, 10.000 de lei. Pentru Cultură și Activități Culturale, Grupul Brâu Bârsăneștean, 4.000 de lei. Pentru Zestrea Caracolului, 4.000 de lei. Acestea sunt sumele propuse pentru alocare, pentru susținere culte, sport, cultură, din bugetul anului 2022, care sunt prezentate spre cunoaștere și aprobare Consiliului Local Bârsănești. Și o să dau citire la proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești pentru anul 2022. Primarul Comunei Bârsănești propune, articolul 1, se aprobă bugetul local de venituri și cheltuieli al Comunei Bârsănești pentru anul 2022, după cum urmează. Se aprobă lista obiectivelor de investiții pentru anul 2022 cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul local al Comunei Bârsănești, conform anexei la care face parte, integrat în prezenta hotărâre. Articolul 3. Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local în suma de 1.250.000 de lei în anul bugetar 2022 pentru finanțarea unor investiții lucrări de în continuare la secțiune dezvoltare, după cum urmează modernizarea drum spre Mănăstirea Nașterii Maicii Domnului Caraclo, Comuna Bârsănești, capitolul 8402-710101, cu suma de 1.250.000 de lei. Obiectivul de investiții menționat mai sus face parte din lista de investiții pentru anul 2020, conform anexei numărul 1 și anexei numărul 1 la prezenta hotărâre. Articolul 4. Prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei din compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului și va fi comunicată primarul Consiliului Județean Administrației Finanțelor Publice Bacău, Trezorerie Onești, prefectul Județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publică prin grijă secretarul comunei conform dispozițiilor legale. Cine se înscrie la discuții? Domnul Simoneu. Am avut urma discuții care am domnul Petru. Era discuția cu 60 la Bârsănești și se dă 125.000 de lei până la urmă. Nu mai pot. Știu, da, 100 e cam o sumă trizorie, prea puțin 100. Da, dar ce lucrări mai... Și obiectiv, la biserica... Cum îi zice acum? Sfântul Gheorghe sau cum îi zice biserica? Sfântul Gheorghe și... Hai să mai căutăm un 5.000 de lei, măcar 15.000 de lei să-i dăm și la ăștia. Și ei ești aproape într-o fază de finalizare și ei cu casa mortuală și ce mai au pe acolo de făcut. Totuși, eu zic că 10.000 e prea puțin. Era vorba că la mănăstire se dă 25, s-o dat 30, nu? Haideți să mai rupi de undeva și măcar ăștia care sunt aproape în fază finală de, cu lucrările. Cum e la Glodosul, cum e la Bârsănești, că la Bârsănești am înțeles că nu mai trebuie mult nici pe acolo, nu? Okay. La Bârsănești aici nu le-ar mai trebui mult nici acolo. La pictură, bine, la pictură, sunt, cu picturile astea, acolo mai mult e o fală cu picturile, că doar se putea da un var alb și fiecare care vrea să-și pună, să picteze un sfânt, ceva, putea să plătească. Da, na, dar eu zic că totuși, 150.000 de, adică 100 de milioane vechi,
Mi se pare cam puțin, măcar 150 de milioane. Eu zic să lăsăm așa, am lăsat să luni mai ia să discutim, ia să negociem, da. Să te dai cu bugetul. Da, dar când am discutat, așa a fost discuția. Parcă așa mi-aduc aminte, nu? Am să vorbim cantitatea de investiții pe care le are fiecare obiectiv în parte și de faza care s-a. Și la Guravăia, la Guravăia... Am despectat la loc, cum a zis dumneavoastră, 20 de mii la Guravăia, și am pus cum da, dar nu e treaba de asta, zic, era discuția de 15 mii și la Băsănești, de asta zic. Na, acum, cum credeți, dar... Din aia 5 mii care erau la Băsănești, eu le-am dus la... Mănăstiri. ...ca Sfântul Ilie de la Bogosul pentru finalizarea casei mortuare de acolo. În condițiile astea a rămas aici doar. Și am mai luat, Haideți să fim serioși. Am luat 5.000 de la biserica de la Măsatișe de la Dragoie și am transferat la mănăstire, unde obiectivul este unul de importanță majoră și sumele necesare pentru a se finaliza lucrarea de acolo sunt mult mai mari. Ce-i dăm noi este o picătură într-un pahar mare de apă pentru aia. Asta a fost concluzia. Am alocat 25.000 de lei la cap și la urși. Dacă am fi avut creșterea mai mare, în care a fost sumele mai consistente, și intenția și dorința noastră ar fi fost ca susținerea pe care o oferim fiecare dintre ei să fie una pe măsura necesarului fiecăruia. Atât timp cât bugetul nostru este unul limitat și după cum ați văzut și sumele alocate anul ăsta sunt mult mai mici decât cele pe care le-am primit în anul trecut, atunci nivelul de finanțare a fost pe măsura putinței bugetului de anul acesta. Așa este, dar dacă stăm bine și ne gândim, 10.000 de lei, eu nu sunt rezolvi. Sumele sunt foarte mici pentru fiecare dintre ei. Până la urmă nu poți să la un bun final nimic. Nici la Glodosul, nici la Mănăstirii, nici la... Eu am să fie ceva echitabil, cât de cât aproape. Măcar punem un mărăt. Măcar 20, cum se spune. Și după aia nu mai lanci un pic de ură între preotul X cu Y, când voi s-o arătam. Discuții, nu mult, Doamne ferește! Asta a fost propunerea noastră, o spunem la tot, dar în poziții în care... Deci asta a fost... La anul o să mai trebuie la Godos, nu la Bisănești, o să dăm și unii mai trebuie la alte biserici și nu o să mai fie nevoie. Asta e rău. Acum eu vă spun drept și la gura voi, cu intenția pentru casa mortuală. Dacă o să demareze lucrările, oricum o să fie mult mai consistoare. Că, normal. Da? Să vedem dacă o să demareze. Dacă sunt... Acolo, dacă ne decidem să luăm un container, să luăm și facem un proiect de hotărâre și luăm un container dotat cu două containere luminate, ca să vedem cum e acolo la fața locului, cu aer condiționat, totul, facem un proiect de hotărâre și luăm și am terminat. Dar este mai ieftin construit decât cu containerele. Containerele sunt foarte scumpe. O să verificăm varianta ce mai bună. Deci două montane care tu nu mai trebuie autorizat de construcție, nu mai trebuie nimica. Deci cu aer condiționat, așa cât de cât aranjate, mai mult de 7.000 de euro nu te costă. 10.000, dar nu îți mai trebuie autorizat de construcție, le iei, le muți unde vrei. Plus de asta, oricând poți să le folosești, dacă poate să găsești teren în altă parte, să apucă de făcut o construcție mai mare, cu casă prasnicală, așa. Deci vor în perioade și le mutăm unde vrem. Da, dar nu, zic așa un caz, oricum e cel mai economic la ora actuală, ăstea. Nu vedeți că peste tot acum, dacă o ajuns să facă casă din modulare de la. Madalina? Da. Deci un pic aici, picam. Na, eu ziceam atâta, dacă este, este, dacă nu... Trebuie să cerim mai bani. A devenit o ofertă pentru construcție de 10 metri, 4 metri. Să cerim o ofertă și pentru contract. În condiții în care există și disponibilitate și susținere financiară, adică recursul de financiar, una este mai bine poziționată decât cealaltă, vom merge opțional spre varianta care este mai puțin consistitoare. Dar în funcție de cum vor fi ofertele pe care le vom primi, vom vedea și decizia. Și va trebui vorbit și cu preotul de acolo, pentru că nu putem să luăm decizie noi și să o impunem cu de la noi putere parohiei de acolo. Deci va trebui, așa cum am avut discuția și la pe comisie, dedicația sumei va fi una strict doar pentru casa mortuară și pentru nimic altceva. Exact. Și asta este o condiție pe care am discutat-o cu preotul paroh de la Constantin și Elena și sper să existe comunicare și înțelegere și în continuare și să se ducă banii doar pentru asta și nu pentru... Pentru că dacă nu se vor duce pentru asta, nu îi vom trimite
Câte bani fi? Materialele de construcție s-au scumpit cu domnul de la întâi. Tocmai de asta spun. Deci tocmai de aia este contabil, mai rentabil un container decât a construit. Exact. Exact ce am spus. Exact ce am spus. Cimentul s-a dus cu 8 lei la sac. Nu dai seama cât fierul, beton s-a dublat. Deci varianta cea mai bună. Îi dăm cuvântul domnului Pietru Potică. Mai comunitate. Eu nu am fost cu această învățare totală de cadrul pentru biserici. Deci bine era să se dea fiecare sume egale și eventual preoții puteau să înțeleagă între ei, să cedeze unul pentru altul, pentru un an, dacă aveau ceva mai mult. Și am mai depus o cerere scris pentru stație de autobuz, la intrare în Albel. Este trecut în plan de achiziții. O să avem. Da. Avem treaba e cam picând. Până în aprilie o și până. Dacă e până la sfârșitul aprilie, e bine. Da. La sfârșitul aprilie. Asta și trebuie. Aici, deci la culti nu sunt de acord cu împărțeala sumilor. Unde vreți să fie amplasată stația de bus? La intrare în satul, prima stație. Zona Cancun, Silvi. La Cancun. Exact sub teiul ăla, chiar dacă încurc, vor apă stai, ca să rămână de depozitare balatul ăla, nu vrea să lucru mă zi. Da, terminat. Da, apropo cu stații de autobuz, încercăm să reglementăm cu transportatorul ăsta care execută transport pe raza comunei. Nu știu cine, nu mă interesează cine. Și să facem ceva ca să punem stații, sunt firme din astea care fac, am văzut stații, cum au făcut la Elegiu, ați văzut că sunt făcute de o firmă, anume care fac. Să facem stațiile să revină unde au fost anii anteriori. Că până la urmă e domeniul public, acolo poți să pui o țeavă să treacă, doar e ceva provizoriu, cred că. Pui o țeavă, îi pui cu stația, o dai în afara carosabilului și stea omul de ploaie. Poate vine vreo firmă din asta interesată cu aparat de ăla de cafea, eu știu, cine știe ce va mai fi. Da. Asta, da. Să știți că încă s-a plătește, avem un satul care acolo are stații, și mai trebuie la Agri și la Pusăneri. La Pusăneri știu, da. La stații, de 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 stații, la DPS. Cu sigla comune. Stația numărul 1, RSPIA, stația numărul 2. Ăștia să fie obligați să pun muralul de la care iau șaseul. Că așa ar fi tot în țara asta. Bineînțeles, nu-i modernizat, adică transportul. Au orar, la ora de trece autobuzul, la ora de trece maxi taxi, eu știu ce n-ai văzut. Autobuzul brigadă. Trebuie să o reglementăm doar, magica, până la urmă, și cu ăștia, că oricum e o bătaie de joc cu ei. Aveți dacă vii seara târziu și în întuneric, nu-i mediu. Păi de la noi din zonă, de la noi de acolo, de la, cel puțin de la Claudiu mai jos, care mai sunt în care navetiști. Păi merg pe jos până la șosea aia. Și la care acolo vin de capătul sau un kilometru jumate pe jos până la asta. Păi mi se pare, până la urmă, am putea, dacă o să vină o firmă și nu stă în costuri, o să încercăm să-i alocăm chiar din bugetul local. Băi, frate, să aloc 500 de milioane și te ajut să faci transportul local. Păi, că așa se practică, dacă nu, e posibil să nu stea în costuri. Ori dacă nu se vină o firmă competentă care mai au trasee mai bune și compensează cu traseul ăsta că e mai slăbuți, sunt. Imposibil să nu fie. Așa, ei vin, nici măcar nu-și respectă. Domn primar, soluții trebuie să găsim, până la urmă. Dar nici nu poți să-l lași, că, de exemplu, eu am o mătușă, nu? Se duce mereu la vale, pe jos. Nu mai este autobuz la 12 jumate, nu mai este la 8 jumate, când vine, când nu vine. Asta e bătaie de joc. Deci, asta nu e problema noastră, trebuie să-i presăm cumva. Băi, să vină o firmă care mai au contracte mai bune, cum ar fi Deleniu, că e foarte multă populație pe acolo, sau Drăgugești. Mai poate... nu suntem noi din Albi. În seara asta noi suntem din Albi 7-8. Și tot traseul, noi plecăm de la 8:30. Eu plec de acasă de la 8:10.
Mă duc Scăriga, mă duc Berzunț, trec pe Joia, viu Bilerez, viu Bălăneasa. Să puneți la văd consultori și după aia trecem la mai de achiziții, exact ce ați discutat dumneavoastră. Se supune la vot punctul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă, abține, unanimitate, s-a trecut. Trecem la punctul numărul 3. Eu o să dau o citire la programul anual de achiziții publice și după aia vă dau proiectul de o citire. Furnituri de biloc, consumabil pentru imprimante copiatoare, consumabil lemn așa, cu carburanți și lubrifianți, imprimante, monitoare, steaguri, ornamente pentru sărbători de an, așa, licențe, office, achiziție două stații de călători, achiziție scenă pentru evenimente, achiziție montaj cu lampă și motoutilaj cu lampă și sărărițe, achiziție transformator la Brătești, servicii de telefonie fixă și mobilă, pachet informatic, contabilitate, taxe și impozite, salarii, servicii, programe informatic pentru plăți online, ghișeu.ro, asistență tehnică, întreținere, echipamente, sediul primăriei Comunei Bârsănești, așa, proiecte, amenajare, platforme de gunoi, Comuna Bârsănești, Bacău, servicii de măsurători cadastrale, servicii de mentenanță, iluminat public, servicii de certificare a semnăturii electronice, servicii poștale, distribuția corespondenței, finanțare membru acord, taxa anuală a DIS, taxa membru gală, vale trotușului, servicii de preluare a datelor, administrația paginilor web, așa, servicii de găzduire, mentenanță, asistență tehnică, prestare servicii, livrare, mentenanță, prestări servicii artistice, prestări contract salubrizare, servicii contract salubrizare, cursuri, pregătire profesională, servicii de inspecție tehnică, automobile, energie electrică, servicii de arhivare, servicii de reparație auto, servicii de întocmire, studiu de fezabilitate, modernizare, dispensar Bârsănești, servicii de întocmire, studiu de fezabilitate, canalizare, vate Bârsănești, servicii de proiectare, amenajare, peisagistică, centru de tineret Bârsănești, lucrări de balastare, drumuri comunale, facere, împrejmuire, teren de sport, zona Jaravăț, construire rezervor de apă PSI în satul Caracalos și în satul Albele, construire modernizare parcul, parcarea Oatei Bârsănești, betonare rampă strada Voiculești, betonare rampă strada Holbe, betonare punte, traversare Părâu Caraclău Straja, amenajare zona de agrement, teren de sport Caraclău. Și o scrie la proiect. Proiect de hotărâre privind programul anual de achiziție publice investiții al Comunei Bârsănești din Bacău pe anul 2022. Primarul Comunei Bârsănești propune se aprobă strategia anuală de achiziție publice în programul anual de achiziții publice și investiții al Comunei Bârsănești din Bacău pentru anul 2022 conform anexul parte integrată în prezenta hotărârii. Articolul 2 prezenta hotărârii se aplică începând cu data de 1.01.2022 până pe 31.12.2022. Se împuternicește domnul Botezat Fugelul, primarul Comunei Bârsănești, să numească comisie de evaluare a ofertelor pentru fiecare achiziție publică în parte. Articolul 5 prevederile prezente hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către autoritatea executivă a comunei și va fi comunicată primarul compartimentul de dezvoltare, investiții, achiziție publice, compartimentul contabilitate financiară, venituri, executări civile, resurse umane, precum și instituții prefecturii de Bacău și va fi publicată prin afișare conform dispozițiilor legale. Mulțumesc. Cine se înscrie la discuții? Domnul Ținoi. Da, apropo cu achiziții. Ar trebui achiziționat o sărăriță. Da. Este bine. Este bine. Bun. Asta sunt previziunile. Bine, am înțeles. Dacă ele vor fi sau nu concretizate, vom vedea dacă bugetul nostru ne va permite să facem asta, pentru că, așa cum a spus și noastră, cu sărărița, știți cum, 2 milioane, atâtea gase, de ce nu reușim să facem? Pentru că cu un singur utilaj pe care noi l-am nu trebuie să acoperim întreaga suprafață de drumuri a comunei. Și în condițiile astea, ne-ar trebui un utilaj de genul ăsta, pe care eu și domnul primar ne-am gândit că ar fi bine să-l cumpărăm în condiții secrete, pentru că pentru unul nou ne trebuie foarte mulți bani. Sunt vecini de-ai noștri care au recurs la această metodă și și-au luat utilaje cu care să-și facă treaba de genul ăsta, cu bani mai puțini și care sunt fiabile.
piața va fi una din Germania sau din exterior, unde utilajele sunt exploatate la un alt nivel și au un alt nivel de lucru față de cele care sunt la noi în piață și sperăm să reușim să facem lucrurile. La momentul în care vom vrea să facem achiziția asta, o vom supune aprobării Consiliului cu toate datele, vedem, vă prezentăm care sunt ofertele și dacă vom realiza sau nu, Consiliul va decide. Ca să titrez un lucru la una, a doua, nu prea este rentabil. Bun, hai să spunem ce cauză. Costul, într-adevăr, e un cost rezonabil. Problema este că la utilajele astea care spendeze pe ziuri, sare, cloruri de calciu, astea în câțiva ani îți praf. Și în cazul ăsta nu știu dacă economisim ceva, că o iei, te folosești un an de zile, că e făcută la reparații sau ce e făcut ăla și după aia ai tu de chinui cu ea. Ăsta care are traseul pe Caraclău, ați văzut? Exact când nu te aștepți, atunci se strică. Și cel mai bine trebuie luat ceva, un utilaj micuț, multifuncțional, să-l agăți, nu trebuie să iei neapărat, să-l agăți de un tractor. Mai bine ar fi de achiziționat un alt tractor pentru albili, că ați văzut și acolo, că cu unul nu faci față, și brătești, și albili. Luat un tractor și ceva, că acum sunt mai multe tehnologii, tot apare. Nu, dar vă spun la... Fără Consiliul Local nu putem face. Și ce a stabilit? Dacă un om crede de acord să luăm un tractor... Domn primar, noi nu avem nici oameni responsabili ca să lucreze pe asemenea utilaje. Care zice noi că le mai luăm și uzate, vă dați seama că nu avem nici condiții. Că un utilaj de la când l-ai adus după drum, după zăpadă și cu sare, ce s-o da pe el, ăla trebuie să-l duci la spălat, să-l faci, să-l gresezi imediat. Atunci nu ai oameni ca să lucrezi cu el. Trebuie să iei ceva cât de cât să ai o garanție, 4-5 ani de zile când merge. Că n-ai ce face, după aceea să-l dai la fervit. Poate pe un fond ceva care să fie rambursat, eu știu, rambursabil 20-30%, deci asta trebuie să ne orientăm. Și la albi trebuie neapărat un utilaj acolo. Ați văzut că degeaba te duci la Brătești, cauți să faci acolo și în partea alta ajungi seara târziu. Nu, trebuie făcut ceva. Eu am, apropo de utilajul, cu Negoiță, că el a avut prestări servicii pe la zona aia, pe la Piatra Neam. S-a dus să facă ITP-ul și nu, din cauza că tu nu-l folosești zi de zi, utilajul ăla, dacă îl ții două luni pe dreapta, deja el începe să ruginească toți sunt. Deci, trebuie luat ceva util, dar multifuncțional. Pune la vot punctul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Declarăm ședința închisă.